Bună ziua din nou, dragii noștri! Iată-ne împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Zilele Sănătății Mentale, o campanie prilejuită de data de 10 octombrie, 10 octombrie, zi în care aniversăm, sărbătorim Ziua Sănătății Mentale. Este alături de noi Irina Calomir, psihoterapeut. Vom vorbi despre ce înseamnă un adult sănătos din punct de vedere psihic, din punct de vedere mental, din punct de vedere psihoemoțional. Și ca de fiecare dată venim și cu o recomandare de carte. Este vorba despre Trauma, 8 strategii de vindecare de Babette Rothschild în colecția Psihopractica a editurii Herald. Irina, aș vrea să începem discuția noastră exact cu această întrebare. Cum putem noi defini din punct de vedere psihoemoțional, dar și din punct de vedere psihosocial, aș spune, un adult sănătos, pentru că cred că sunt două linii directoare în ceea ce privește sănătatea mentală a individului. Pe de o parte, copilăria, știm foarte bine că aproape toate, majoritatea traumelor vin din copilărie. Vorbim despre stiluri de atașament, vorbim despre pattern-uri, vorbim despre tipare comportamentale și cum ne influențează aceste tipare relațiile pe care le avem ca adulți cu cei din jur. Dar cred că mai există și o altă direcție din punct de vedere sociocultural, societatea în care trăim. După o societate, eu știu, 40-50 de ani de comunism și avem modelele părinților noștri, cum s-au comportat ei cu noi în copilărie, există o tendință acum în parentaj, mai ales a părinților excesiv de permisivi, în ideea de a nu traumatiza copilul. Adică dacă eu am fost traumatizat de proprii mei părinți în copilărie, nu aș vrea să se întâmple același lucru cu copiii mei. Ori extremele știm că întotdeauna au fost păguboase și nu au făcut bine. Sigur, da. În primul rând, bună dimineața și ție și celor care ne vor urmări. Mulțumesc pentru invitație. Da, tot ce spui tu este foarte valid în sensul în care noi avem o multitudine de influențe și totul pleacă din copilărie, în momentul în care în primii 2 ani de viață creierul copilului este ca un burete, propriu-zis există doar partea asta de creier emoțional, creierul reptilian. Și atunci el absorbe din mediu absolut tot ce primește. Și aici vorbim despre lucruri foarte simple, de la priviri, de la atingeri, deci partea asta kinestezică, partea auditivo-vizuală și apoi interacțiuni mai complexe între părinți. Propriu zis, copilul ce are de făcut este să se adapteze la mediul. Și se adaptează la mediul indiferent de faptul că nevoile lui sunt sau nu îndeplinite. Ce face mai departe apoi copilul care devine adult este că păstrează acest tip de adaptare la mediu, care poate uneori nu e cel mai, poate că nu are neapărat cele mai sănătoase strategii. Pe de altă parte, vestea bună este că oricând se poate schimba asta, adică ce am primit de la părinți, de la societate și așa mai departe, nu este se poate schimba și se poate da, optimiza, flexibiliza, tocmai în sensul ăsta de a deveni cât mai adaptat și cât mai echilibrat în viața de adult. Chiar într-o înregistrare anterioară glumeam cu Lucian Negoiță, psihoterapeut, despre faptul că îi spuneam eu, zic, măi, orice învăț are și dezvăț. Da? E foarte complicat, foarte complex, foarte greu faptul că în plină creștere a noastră, în plină formare, în plină dezvoltare, fiind copii, probabil că un adult, să spunem, care a avut o copilărie fericită, poate trece mai ușor peste anumite lucruri, peste anumite emoții negative, le gestionează mai bine, relațiile cu cei din jur le gestionează mai bine, dar noi copii fiind, în momentul în care primim și partea asta de comparație cu alți copii, nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, etichetări, gândirea critică, judecăți de valoare și așa mai departe, tocmai în acea perioadă, practic își lasă cumva, își pune amprenta asupra evoluției noastre ulterioare. Adică e greu să facem față tuturor acestor provocări ale copilăriei, în momentul în care am avut probabil niște părinți care
foarte bine intenționați de altfel, da? Părinți, părinți iubitori, dar care nu au avut mijloacele necesare, nici literatură de specialitate la îndemână, nici cursuri, nici ore de terapie. Pentru că și aici vreau să punctez și să-mi spui tu cât de importantă este în vindecarea acestor traume, răni emoționale, tipare comportamentale, cum vrem noi să le spunem, cât de importantă este și partea de psihoterapie. În primul rând, mă bucur foarte mult că ai punctat partea asta de copilărie, dar și în sensul de a avea o înțelegere asupra intenției bune a părinților, pentru că se spune că nu poți să dai mai departe sau nu poți să iubești mai mult decât ai fost iubit. Și atunci, cumva, ce au primit părinții, ne-au dat și ei mai departe. Și dacă ar fi să urmărim în arborele genealogic, lucrurile întotdeauna sunt mai bune. Dar uneori, dacă ne gândim la generația noastră, părinții nu au avut accesul la informații și la tot felul de metode, printre care și psihoterapia, care să-i ajute mai mult în sensul ăsta. Pe de altă parte, noi avem acces și da, sigur, psihoterapia e un instrument, dacă vreți, care susține foarte mult procesul acesta. Și zic instrument pentru că cred că fiecare își poate alege propriul instrument sau propriile instrumente prin care poate să ajungă mai aproape de el și cumva să dea la o parte, știu, pattern-urile sau să se lase mai puțin influențat de tot ceea ce înseamnă context, adică societate, pentru că pe de o parte avem ce am primit inițial de la părinți și uneori poate că am primit și mecanismele de a face față emoțiilor, de fapt. Și apoi avem și influența societății în care trăim, pentru că ai spus despre comunism. Și dacă vorbim despre un pattern, de exemplu, foarte cunoscut la noi ca societate, este patternul acesta de neîncredere. Nu pot să am încredere în ceilalți. Și este foarte, adică e absolut firesc dacă ne gândim, pentru că neîncrederea era unul dintre instrumentele pe care comunismul le folosea. Și atunci această neîncredere vine și cultural și poate că o avem și noi. Și poate că ne-ar ajuta să ne uităm un pic mai mult la cum am primit patternul ăsta și dacă chiar ne ajută, de fapt, în viața de zi cu zi. Conceptul de stimă de sine, iarăși, este foarte important și în ultimul timp se bate foarte mult monedă și se vorbește foarte mult despre stima de sine și despre a te iubi pe tine, da? În așa fel încât să reușești să iubești și pe ceilalți, să te respecti pe tine în egală măsură respectându-i și pe ceilalți, să te autoapreciezi, să te valorizezi pe tine în felul acesta, apreciindu-i și valorizându-i și pe ceilalți. Și dacă în realitate, scuză-mă că te-am întrebat, în realitate nici măcar nu, adică e singura cale. Dacă eu îmi dau mie suficient de mult, e cumva cea mai mare dovadă de iubire și pentru ceilalți. Cât mai autentică și cât mai reală, într-un fel. Apropo de stima de sine, legată cumva și de a accepta, pe de o parte, ce am primit de la părinți, pe de o parte, cum am procedat eu în viața mea, indiferent că am 20 de ani, 40 sau 70 de ani, și a accepta cumva, dacă vreți, și lumina și umbra, și ce am și resursele mele, dar cumva și mecanismele de coping, care poate că mi-au făcut rău și mie, poate că au avut o influență negativă și asupra celorlalți, la un moment dat în viață, dar dacă ne uităm la asta și privim cumva cu compasiune și înțelegere, doar din punctul respectiv putem să începem să schimbăm. Pentru că dacă de foarte multe ori ca mecanism de coping încercăm să ascundem ceea ce nu ne place, ceea ce societatea nu acceptă, și atunci părțile astea rămân. Dacă nu sunt acceptate, dacă nu sunt văzute, rămân și cumva refulează prin alte zone. Și duc tot la o dificultate de sănătate mentală, fie că e depresie, fie că e anxietate sau, eu știu, lucruri mai dificile. Sau alte tulburări de personalitate, da. Eu știu, narcisism, borderline și așa mai departe, dependențe, dependența de partener. Întorcându-mă la aspectul sociocultural de care pomeneai puțin mai devreme, aș puncta un lucru referindu-mă la copilăria băieților. O carte, tot timpul îmi vine să o amintesc, o carte superbă a lui Michael Thompson, Crescându-l pe Cain. Societatea noastră cumva a hrănit și alimentat ideea că băieții își reprimă sau ar trebui să își reprime emoțiile.
Tu ești băiat mare, tu nu ești fetiță, nu ar trebui să plângi, da? Băieții, bărbații nu plâng niciodată. Și cumva observăm în momentul de față și cred că tu observi mult mai bine și mult mai evident, mai clar în activitatea de la cabinet, cel puțin în problematica relațiilor de cuplu, faptul că există multe probleme în ceea ce privește conectarea emoțională. Probabil că femeile sunt cele care sunt sau își doresc o mai mare conectare emoțională în relația de cuplu, sunt cumva mai deschise din punct de vedere emoțional și avem tendința de a spune de multe ori că bărbații nu înțelegem pentru că sunt mai închiși. Și mă gândesc că, de fapt, lucrurile astea vin tot din copilărie. Da, sigur. Cumva asupra bărbaților, asupra băieților, de fapt, viitorilor bărbați, există și această presiune de reprimare a emoțiilor, cumva, care, dacă vrei, din punctul meu de vedere, este o problemă actuală, dar nu a bărbaților, ci și a bărbaților și a femeilor, pentru că, pe de o parte, bărbații au de făcut acest drum de reconectare emoțională, dar în același timp, cumva, și femeile au de învățat cum să primească bărbatul cu emoțiile. Pentru că femeile, da, își doresc bărbați mai conectați emoțional, dar, într-un fel, nici ele nu știu cum să se raporteze la un bărbat care este și emoțional sau care își arată vulnerabilitatea. Și atunci e ceva la care avem de... Adică e nevoie să ne uităm atât noi femeile cât și bărbații. Adică e o problemă a relației, nu neapărat a bărbaților. Sigur, societatea doar o influențează într-un fel. Și partea aceasta de cum gestionezi emoțiile, dacă vrei, cred că stă la baza echilibrului psihic. Pentru că totul se reduce la ce, cum fac eu față emoțiilor, cum le înțeleg, cum le gestionez. Tot ceea ce e legat de emoții și nu e gestionat, fie că e reprimat, fie că e, nu știu, într-o cantitate foarte mare, această anxietate emoțională, are impact asupra sănătății emoționale și asupra echilibrului. Propriu-zis, cum fac față dificultăților vieții, este legat și de cum fac față emoțiilor. Și atunci, dacă învăț ușor, ușor să mă conectez cu mine, cu corpul meu, cu tot ceea ce înseamnă emoție și învăț să fac față și să le gestionez într-un mod cât mai curent, cât mai bun, cumva devin un adult mai echilibrat și calitatea vieții mele este una mai bună. Că de fapt asta ne dorim, să trăim mai liniștiți, mai echilibrați, poate mai fericiți. Vulnerabilitatea este iarăși o problemă spinoasă, aș putea să-i spun. Faptul că de cele mai multe ori ne este teamă, considerăm vulnerabilitatea o slăbiciune și ne este teamă să o expunem, tocmai pentru că există acea teamă de a fi din nou răniți. Și atunci nu ne arătăm vulnerabili și cred că vulnerabilitatea ține de acceptarea de sine. Da, uite, sunt slab, sunt vulnerabil, am defecte, dar am și calități, da? Celălalt le poate vedea dacă eu sunt deschis și nu încerc să mă ascund, pentru că din păcate în relații cam asta se întâmplă. Încercăm să impresionăm cu setul de calități pe care le avem, încercând cumva să ascundem defectele pentru a nu fi expuși și vulnerabili. Propriu-zis, singura metodă de a mă vindeca este de a fi din nou vulnerabil și de a fi în relație. Iar ca să fiu în relație, nu am altă variantă decât de a fi vulnerabil. Altfel, în realitate, interacționez, dar nu sunt într-o relație. Nu mai știu cine spunea că ne vindecăm, suntem răniți în relații, în relațiile cu părinții inițial, și ne vindecăm tot în relații. Dar singurul lucru necesar este această vulnerabilitate, de a-mi da voie să fiu vulnerabil. Harville Hendrix. Așa, că nu mai știam cum. Așa e, da, cu cărțile foarte faine scrise de ei. Și da, și teoria și terapia Imago. Foarte, de altfel foarte utilă în a înțelege nevoile celuilalt. Pentru că cred că și asta ne lipsește. Cred că asta de fapt le-a lipsit părinților noștri când mama nu înțelegea nevoile tatălui și tatăl nu înțelegea nevoile mamei și cred că s-a repercutat și asupra noastră.
părinții noștri n-au fost suficient de empatici, deși, repet, bine intenționați, n-au fost suficient de empatici încât să înțeleagă nevoile noastre emoționale sau socioemoționale. Ai un acoperiș deasupra capului, te-am îmbrăcat, ai rechizite, nu-ți lipsește absolut nimic, ai hrană, este ok. Dar vezi cum e că se reduce la ce spuneai tu mai devreme, de fapt. Eu pot să încep să fiu empatic și să înțeleg nevoile celuilalt atunci când le înțeleg pe ale mele. Când eu sunt în contact cu ce n-am primit în copilărie, chiar dacă cred că a fost o copilărie fericită și știu cumva că părinții m-au iubit și au făcut tot ce au putut ei, dar cumva, de exemplu, nevoia asta de atașament, nevoia de a fi văzut, de a fi acceptat așa cum sunt, nevoia de a fi ok chiar dacă greșesc, nu știu, regulile, toleranța la frustrare, toată povestea asta a nevoilor copilului, dacă eu reușesc să o înțeleg acum ca adult, pe de o parte sunt eu mult mai relaxat și mult mai congruent cu mine și îmi crește cumva calitatea vieții și devin mult mai empatic pentru că înțeleg că așa cum eu am aceste nevoi și așa le ai și tu și atunci putem să ne conectăm într-un mod diferit. Dar doar ajungând în zona asta. Deci cu cât îmi dau mie, e ca atunci când mergem în avion și mergem cu copilul, ca să pot să-i dau copilului ajutorul, trebuie să-mi pun eu întâi masca de oxigen și apoi eu pun copilului și în felul ăsta și în relații. Adică am nevoie să mă conectez întâi cu mine, cu emoțiile mele, cu nevoile mele, ca să pot să fiu în relație cu celălalt. Și cartea despre care spui și tot ceea ce susține teoria Imago ajută foarte mult și în partea asta de înțelegere proprie. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre igienă relațională, despre inteligență emoțională, despre cum gestionăm emoțiile, despre traumele din copilărie. Alături de noi a fost Irina Calomir, psihoterapeut. Am venit, bineînțeles, ca de fiecare dată și cu o recomandare de carte, Babette Rothschild, Trauma, 8 strategii de vindecare, o carte remarcabilă, o carte superbă, în colecția Psihopractica editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!